să ne auzim cu bine. Băi, vine! Vine și curat, băi! Ce bucuroasă e asta! Pentru majoritatea, ultima probă a bacalaureatului s-a încheiat fără incidente. Mai puțin pentru un candidat de la Liceul Tehnologic de Silvicultură și Agricultură Casa Verde din Timișoara. El a fost prins încercând să copieze. Nu a recunoscut și au fost chemați jandarmii care au reușit să-l convingă să recunoască tentativa de fraudă și să arate dispozitivul. Cei mai mulți candidați de la proba la alegerea profilului s-au înscris la geografie, aproape 1700. A fost ok, nu prea am simțit un stres neapărat, fiindcă m-am pregătit ok în mare parte, am aprofundat materiile și nu s-a simțit, nu a fost stresul ăla pe care l-așteptam, a fost chiar o experiență faină. A fost un bac aproximativ ușor, cred. M-am descurcat în mare parte, dar sperăm să fie și rezultatele pe măsură. A fost relativ ușor, un pic subiectul 1. Grila a fost, ca de obicei, mai grea, dar restul a fost relativ ușor. Dacă pentru adolescenți perioada a fost una mai puțin emoționantă, pentru părinții, dar și bunicii lor, a fost complet opusul. A fost emotivă, mi-a crescut tensiunea, dar așa este. Ați mai trecut, presupun, prin examene mai multe? Eu am trecut la viața mea, că și eu am lucrat în învățământ. Așa că am avut de-a face cu copiii și acum nepotul meu a crescut mare. Am emoții, abia aștept să iese, l-a dat la bio și clasa 9 și 10, dar na, acum sperăm să fie bine. Important să-l ia, își dorește să ajungă la poli și în funcție de notă. Cum a fost perioada asta pentru noi? Foarte grea. Stresant, adică și pentru noi părinți. Proba scrisă de limba și literatura maternă, care are loc vineri 29 iunie, urmează să fie susținută de 173 de candidați în Timiș. Primele rezultate ale bacalaureatului se vor afișa în 3 iulie.